Mircea Lucescu este în conflict cu toată lumea, dar nu și cu Gheorghe Hagi, căruia îi ridică statuie. Mai exact, Mircea Lucescu i-a atacat pe Ladislau Beloni și pe Mircea Rednic, dar vorbește la superlativ despre Gheorghe Hagi și spune că ar fi trebuit să ne închinăm la oameni de genul acesta. Mai mult decât atât, fostul mare jucător de fotbal a mai spus că Hagi face ce a făcut el în anul 1984, pe vremea când era selecționer. Haideți să urmărim declarațiile. Am încercat în toți acești ani să reprezint România cum se poate mai bine. Am făcut tot ceea ce posibil ca să reprezint cât mai bine România. Mulțumesc. Cât de lung sau cât de dificil a fost drumul copilului din apărătorii patriei până la ziua de astăzi? Poți să spun, incredibil, incredibil. Când vezi că visele ți se împlinesc și că ai luptat pentru ca el să se împlinească, satisfacția este enormă. Pentru că nimic nu se obține, eu știu, nimeni nu-ți dă. Tu trebuie să te lupți pentru a putea obține ceea ce ai vrut să faci. Și mai ales să fii numărul 1 permanent este lucrul cel mai greu din lume, indiferent la ce nivel.